Bună seara, doamnelor și domnilor. Iată care sunt principalele știri de astăzi. Grav accident de circulație lângă Galați. 5 mașini au fost implicate și o persoană a murit. Iarna și intră în drepturi. La munte, stratul de zăpadă are deja peste jumătate de metru. A venit și Moș Nicolae. A fost petrecere în zorii acestei zile, când cei mici au găsit cadouri în ghete. Un bărbat de 44 de ani a murit, iar soția sa se zbat acum între viață și moarte după ce șoferul a pierdut controlul volanului și a provocat un grav accident de circulație la ieșire din Galați. În total au fost implicate 5 mașini. În urma impactului, alți 3 oameni au fost grav răniți. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de 3 ore. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Puțin după ora 8, un apel la 112 a anunțat dezastrul în care au fost implicate cele 5 mașini. Totul a avut loc la ieșirea din Galați, acolo unde un bărbat care circula cu viteză a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, unde a lovit puternic o mașină care circula regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a ricoșat și a izbit alte 3 mașini. Bărbatul care a provocat accidentul a murit pe loc, iar soția sa, care se afla pe scaunul din dreapta, a fost transportată la spital în stare critică. Alți 3 oameni au fost grav răniți. Când am ajuns aici, cred că 2 minute înaintea mea s-a întâmplat tot treaba. Erau întinși pe jos oamenii, erau morți. Unul din ei a murit. Era carosabilul alunecos? Cum vedeți și acum? E agenții. A intrat pe contrasens? Unul cred că a intrat ăla care e mai format. Drumul e așa cum e el, nu e pentru mașini de 200 de la coboară. Ceață, umezeală pe jos. Jos scrie 40 km la oră, da? Și dacă tu urci cu 100 sau și ești aici și ăla vine de acolo și un pic a schimbat, gata, s-a întâmplat. Accidentul care s-a produs și vedeți și dumneavoastră, cred că un pic de umezeală. Ceața a fost azi noapte. Ceața a fost azi noapte, dar umezeala asta care se formează la ceață, condens, e foarte periculoasă. Din păcate, uitați că se și vede acolo, a decedat omul. Autoritățile au ajuns de urgență la locul accidentului cu 4 autospeciale ISU, un echipaj de descarcerare, 2 autospeciale SMURT și mai multe ambulanțe. Au rezultat 5 victime, dintre care 2 în stare foarte gravă, pentru o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 44 de ani. Pentru că s-au efectuat manevre de resuscitare, nu s-a mai putut face nimic, s-a pronunțat decesul la locul evenimentului. O a doua victimă în stare gravă a fost transportată în stare comatoasă la spital. Din mașinile implicate în accident a mai rămas doar un maldăr de fiare. În cauza de față s-a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Timp de 3 ore, circulația pe DN25 a fost blocată pe kilometri întregi. A fost descoperit primul elev infectat cu COVID-19 chiar în prima zi de utilizare a testelor de salivă în școli. Procesul început astăzi merge însă greu. De ce? Vă spun în câteva minute. Incendiu de proporții astăzi în capitală. O mașină s-a făcut scrum și alte 2 au fost cuprinse și ele de flăcări. Autoritățile nu au aflat cum s-a ajuns la o asemenea tragedie. Martorii vorbesc despre un incendiu provocat, dar nu există deocamdată dovezi. Flăcările care au cuprins cele 3 mașini s-au extins și la 2 magazine din zonă. Din fericire, nu au fost victime. La dumneavoastră, parte. Arde mașinile! Arde foarte rău, Zan! Auziți! Auzi, geamuri! Era ora 7:20 dimineața când o mașină a fost cuprinsă de flăcări. Oamenii care locuiesc în blocurile de pe bulevardul Ferdinand I au fost treziți de o explozie puternică. Dar nu vine turpii ce ăștia, doamne, nu stai seama, dar o jumătate de oră, de unde trebuie să vină ăștia? Și mai e o mașină care ar... Da, acum a început să stori. Da, și una, două, acolo. Nu mai sunt o dată, dar ăștia văd că dorm pe ei. Martorii au sunat disperați la 112, dar pompierii nu s-au grăbit să ajungă. Mai bine de jumătate de oră mașinile au ars fără ca cineva să intervină. Oamenii au vrut să folosească un extintor, dar le-a fost frică de explozie. Flăcările au ajuns și la 2 magazine din apropiere. Cauza care a dus la acest incendiu este încă necunoscută. Există însă 2 ipoteze. Poliția spune că ar fi fost vorba despre un scurt circuit. Se pare că proprietarul mașinii a pornit motorul, iar în acel moment a simțit un miros puternic de fum, s-a speriat și a coborât. În doar câteva
secunde mașina a fost cuprinsă de flăcări și a ars în totalitate. Apoi focul s-a extins către cele două mașini care erau parcate lângă. A doua ipoteză duce către un incendiu provocat. Martorii spun că de dimineață un bărbat ar fi venit și ar fi spart geamul acestei mașini, iar în doar câteva secunde a izbucnit și incendiul. Rămâne acum de văzut care va fi concluzia polițiștilor în urma anchetei. O tragedie asemănătoare a avut loc în urmă cu doar câteva zile tot în capitală. 7 mașini au ars complet după ce un adolescent în vârstă de 16 ani a decis să se răzbune pe un prieten care l-a jignit. A incendiat 2 mașini, iar flăcările s-au extins și la autoturismele din jur. Iarna a pus stăpânire pe stațiunea montană Rânca, ninge încă de azi noapte, iar stratul de zăpadă a ajuns la aproape jumătate de metru, ceea ce înseamnă că iubitorii sporturilor de iarnă se pot bucura din plin de pârtii. Autoritățile locale spun că se anunță cel mai bun sezon de schi din ultimii ani. Este iarnă în toată regula în stațiunea montană în Rânca. A nins continuu întreaga noapte, dar și pe parcursul zilei. În doar câteva ore, localnicii s-au trezit cu străzile și gospodăriile acoperite de zăpada care atingea aproape jumătate de metru. Din câte se observă, revin troienele de altă dată aici la Rânca. Stratul de omăt consistent, susținut și de tunurile de zăpadă artificială, a făcut ca stațiunea să fie pregătită să-și primească turiștii, iubitori ai sporturilor de iarnă. Pârtile de schi din Rânca au fost primele care s-au deschis în acest an. Încă ninge aici la Rânca. De câte observați, toate pârțile vor funcționa în weekendul următor. Drumarii au intervenit în permanență cu utilaje de dezăpezire și au împrăștiat material antiderapant pentru a se circula în condiții de siguranță. Autoritățile fac însă apel către șoferii care ajung în această zonă să aibă mașinile echipate corespunzător cu anvelope și chiar lanțuri de iarnă pentru a nu rămâne înzăpeziți. Copiii din toată lumea l-au așteptat aseară pe Moș Nicolae. Nerăbdători s-au trezit zis de dimineață și au mers direct la ghetuțele lustruite pentru a vedea ce au primit. Sărbătoarea Sfântului Nicolae este cea care dă startul sărbătorilor de iarnă. Cu zâmbetul pe buze și plin de nerăbdare, copiii din toată lumea s-au trezit dizi de dimineață și au dat buzna la ghetuțele pe care le-au pregătit temeinic încă de aseară. Moș Nicolae nu a uitat pe nimeni și a ajuns în casa tuturor copiilor care au fost cuminți. Jucării, fructe, dulciuri și haine sunt doar câteva dintre cadourile pe care Moș Nicolae le-a lăsat în ghetele copiilor. Pentru a-l convinge pe Moș că au fost cuminți, mulți copii i-au pregătit și câte o poezie. Ghetele l-am pregătit și frumos l-am lustruit. Pe să nu mă duci la ușă, o drăguță nu e lușă. Mamei nu e de folos, fiindcă eu mă păr frumos. Bravo! Hai acum să vedem că sigur a auzit Moșul, că o știi. Deschide ușa încet. Wow! Ce, o lăsa ceva? Da! Wow! De zăpadă! Da. Moș Nicolae nu a uitat nici de copiii români stabiliți cu părinții în străinătate și a ajuns chiar și în Italia, acolo unde a lăsat multe cadouri. A venit moșul tati și păpușe tati ți-a dus. Și o banană, băi, a dus-o pe moșul. Și uite, bă, și o minge tati. Au fost însă și copiii care au primit cât o nuielușă, pentru ca moșul să le aducă aminte că trebuie să fie cuminți și ascultători. Sfântul Nicolae este prima mare sărbătoare a iernii, iar potrivit statisticilor, peste 800.000 de români își serbează astăzi onomastica. A fost descoperit primul elev infectat cu COVID-19 chiar în prima zi de utilizare a testelor de salivă în școli. Este vorba despre un băiat din capitală, care acum va fi supus testării PCR. Procesul început astăzi merge însă greu. Cele mai multe unități de învățământ au ales ca testarea să se facă acasă de către părinți. Dar problemele există și aici. Multă lume își pune întrebarea cât de relevant este procesul. După lungi amânări, testele pentru elevi au ajuns în cele din urmă acasă la copii, iar astăzi a fost prima zi în care la școală s-a mers doar în baza unei testări în prealabil. Am așteptat rezultatul negativ, am trimis pe WhatsApp poza cu rezultatul, numele fetiței, data în care s-a făcut testul și a venit la școală, bucuroasă. A fost bine, în schimb, eu nu prea sunt obișnuit să fac teste, dar dacă trebuie, le fac. Poți să-l faci pe acela și să-l arăți
de două ori pe săptămână. Cam așa văd eu lucrurile. Eu zic că de luni și până joi copilul e improbabil să se îmbolnăvească așa repede. O dată pe săptămână zic că era de ajuns. Nelămuririle continuă nu doar printre părinți, dar și în rândul elevilor. Sentimentul este acela de frică, de nesiguranță, faptul că urmează cumva, ca în funcție de rezultatele pe care le au în zilele testărilor, să treacă sau nu în online, ceea ce ne garantează încă o dată necesitatea unui algoritm în baza căruia să se calculeze foarte precis în funcție de mai mulți factori interni sau externi, decizia de a trece sau nu în online. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat astăzi că a fost descoperit primul rezultat pozitiv. Este vorba despre un elev de liceu din capitală. Acum adolescentul va fi testat PCR pentru confirmarea diagnosticului de COVID-19. Noi am lucrat foarte mult cu părinții, deci să responsabilizăm părinții în a aplica aceste teste. Indiferent că sunt pozitive sau negative, testele respective părinții trebuie să anunțe, dirigintele sau învățătorul clasei. Atunci când ele sunt pozitive, trebuie completat o comunicare către unitatea școlară, care este și ea parte a procedurii, astfel încât și noi și cabinetul medical să putem să facem raportarea cazului. Așteptăm cu interes că și săptămâna viitoare să putem beneficia de această testare, pentru că, la urma urmei, aceasta este o măsură pe care noi am solicitat-o și în urmă cu un an de zile și odată cu începerea anului școlar, în vederea revenirii la școală în format fizic. Rămân însă câteva necunoscute legate de testele de săptămâna viitoare. Testarea elevilor continuă pe principiul văzând și făcând. Teoretic, doar pentru joia aceasta mai sunt teste de salivă disponibile. De săptămâna viitoare însă urmează achiziția unui nou lot, dar deocamdată nu este nimic sigur. Achiziția acestui lot este necesară mai ales în contextul în care în România deja au apărut primele cazuri de infectare cu varianta Omicron. Sigur că trebuie să fim îngrijorați, pentru că este o variantă virală care se transmite extrem de ușor și e de așteptat ca în viitorul apropiat ea să ajungă, chiar să fie predominantă la nivelul mapamondului. Să trecem la acea etapă de conviețuire. Nu înseamnă că nu vom mai avea forme severe, dar ele vor fi într-un număr mai mic și atunci presiunea la nivelul spitalelor va fi suportabilă. Până acum au fost cumpărate doar 5.000 de teste de salivă. S-a aflat cum a fost furat combustibilul în valoare de 2 milioane de dolari de la baza militară americană de la Mihail Kogălnicianu. Se fura câte puțin în fiecare zi. Cine sunt vinovații, aflați în câteva minute. Caz șocant în județul Vaslui, un bărbat și-a omorât soția și fiul, care avea un handicap locomotor, după care s-a urcat liniștit în mașină și a plecat de acasă. Omul în vârstă de 79 de ani ar fi recurs la un asemenea gest pentru că nu mai putea să aibă grijă de fiul bolnav. Dubla crimă a fost descoperită după ce individul a pierdut controlul volanului într-o curbă și a ieșit de pe carosabil. Asistenta de la ambulanță, care a acordat bărbatului primul ajutor, a fost cea care i-a povestit ceea ce făcuse. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, iar criminalul a fost încătușat și reținut. Un polițist din județul Mehedinți a fost amenințat pentru că și-a făcut meseria. Agentul a ajuns într-un local după ce a primit un pont că acolo este organizat un botez cu 10 de persoane, lucru strict interzis în această perioadă. Supărat că i-a stricat petrecerea, patronul restaurantului l-a sunat și a început să-l amenințe. Curios este faptul că superiorii agentului de poliție nu au vrut să facă nimic în acest caz, ci doar i-au spus că acestea sunt riscurile meseriei. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. N-ai ce să te întâlnești cu mine. Nu, așa vorbești cu mine. Ce te vorbești cu mine? Vezi că cred că ai greșit numărul, nu știu dacă știi cu cine vorbești. Ba da, vorbesc cu un handicapat. Cum o cheamă? Ia zi dacă știi cu cine vorbești. Ca pe mumă ta te cheamă. Așa a decurs convorbirea telefonică dintre patronul restaurantului și polițist. Furios că a oprit evenimentul, patronul localului l-a sunat și a început să-l amenințe. Faptul că am venit acum să stricăm evenimentul? Da, bă,
Discuția continuă, minute bune pe același ton amenințător. La un moment dat, patronul îi spune polițistului că din cauza că și-a făcut meseria, acesta va fi sancționat profesional. După convorbirea telefonică, polițistul își anunță șefii. Superiorii însă i-au spus că nu trebuie să facă nimic și să-și asume riscurile meseriei. Vorbim despre faptul că șefii, cu toate că au fost înștiințați despre acest ultraj, deci trebuia să înregistreze fapta în registrul de lucruri penale și trebuia să desfășoare o serie de alte activități, lucru pe care nu l-au făcut. A fost nevoit agentul de poliție după vreo două zile să depună el plângerea penală împotriva patronului. Mai mult i-a fost interzis să-și mai exercite atribuțiile de serviciu în orașul Strehaia, ci doar în localitățile din afara lui. După doar câteva zile, agentul este chemat la control intern, acolo unde îi se spune că patronul restaurantului a depus o plângere penală împotriva lui. Bărbatul susține că anul trecut polițistul l-ar fi oprit în trafic și ar fi cerut bani pentru a nu-l testa cu etilotestul. Lucru neadevărat, susține agentul. E un caz de gravitate extrem. Le aștept pe domnul Bode, deși deja probabil că a întârziat, dacă ne raportăm prin comparație la celălalt caz, să ne spună ce se va întâmpla la IPJ Mehedinți, pe cine va zbura de la IPJ Mehedinți pentru această situație. Același polițist a fost amenințat de către un important cetățean din orașul Strehaia după ce a suspendat permisul de conducere. Atunci agentul a primit daune morale în valoare de 5.000 de lei pe care i-a donat unui centru de autism. Aflați în căutare de hrană, urși ajung tot mai des în zonele locuite de oameni. Un exemplar extrem de mare a fost filmat aseară în Dâmbovița, în timp ce dădea târcoale spitalului TBC din Moroeni. Imaginile au fost surprinse de un angajat al spitalului care a filmat ursul în timp ce căuta hrană. Alarma a fost dată de câinii care au simțit animalul și au început să latre. Pentru că exemplarul era destul de mare, angajații au încercat să-l sperie cum au știut mai bine. Au fluierat și l-au țintit cu lumina lanternei. S-a aflat cum a fost furat combustibilul în valoare de 2 milioane de dolari de la baza militară americană de la Mihail Cogălnicianu. Hoții erau cei care alimentau generatoarele cu motorină, așa că au avut tot timpul acces la pradă. Modul de operare le-a asigurat succesul timp de 4 ani. Cele 7 persoane care au furat combustibil de la una dintre cele mai securizate baze militare din Europa de Est au avut toate pârghile să facă asta. Cei 7 lucrau la o societate comercială din Constanța care se ocupa cu administrarea generatoarelor de curent din cadrul bazei americane. Practic, hoții erau cei care alimentau generatoarele cu motorină. La intervale clare de timp, românii intrau în baza militară cu cisternele de combustibil ca să alimenteze generatoarele de curent electric. La intrare prezentau documentele în care era trecută marfa, însă când ajungeau la rezervoare nu pompau toată motorina. Lăsau o parte în cisternă pentru ei și ieșeau pe poartă înapoi cu ea. La ieșirea din baza militară, nimeni nu avea cum să verifice dacă în cisternă mai este sau nu combustibil. Numai că, la un moment dat, a ieșit la iveală alimentarea redusă cu carburant a generatoarelor din cadrul bazei militare. În luna aprilie a acestui an, autoritățile americane i-au sesizat pe procurorii DICOT. Au urmat monitorizări, interceptări, supravegheri continue, timp în care s-au strâns zeci și sute de documente, video sau audio. Și în cele din urmă, operațiunea a fost devoalată. Paguba se ridică la numai puțin de 2 milioane de euro. Forțele militare americane utilizează baza de la Mihail Cogălnicianu de mai bine de 22 de ani. La începutul lui 2021, MAPN a lansat o licitație de peste 400 de milioane de euro pentru modernizarea bazei. Sute de credincioși s-au adunat la pelerinajul de la Biserica Sfântul Nicolae din Brăila, asta pentru a se ruga la racla cu moaștele Sfântului Nicolae, dar și ale Sfântului Andrei. În anii trecuți, credincioșii așteptau mai mult momentul în care erau împărțite cele peste 10.000 de sarmale. Anul acesta s-a renunțat la acest obicei. Cu toate acestea, enoriașii au venit cu mic, cu mare, pentru a se ruga la Sfântul Nicolae, ocrotitor al orașului Brăila. În fața Bisericii Sfântului Nicolae din Brăila a fost forfătă mare. Credincioșii cu busuioc și vâsc în mâini s-au așezat la coada pentru a se putea închina la moaștele Sfântului. Sfântul, de cât mă rog, mă ajută. Mă ridică din starea în care sunt. Eu îmi trai greu,
Și acum nu putem să mai mergem la spital. Da, vin mereu pentru că sunt un om credincios. Ce ar trebui să-i cerem cel mai mult în perioada? Să fim mai buni, mai uniți unii cu alții, să nu mai fie lumea atât de rea. În această perioadă, sănătate și ajutor să se roage pentru noi, poate ne scoate din situația asta dificilă. Pentru a nu exista pericolul infectării, voluntarii bisericii au avut grijă ca racla cu sfintele moaște să fie curățată după fiecare noriaș. Deși măsurile de siguranță au fost stricte, coada de câteva sute de metri format a arătat cât de mult și-au dorit brăilenii să participe la pelerinaj. Vă așteptați să fie așa de multă lume? Ne așteptam, fiindcă acum un an n-a fost cum a fost și vă dați seama că noi, fiind credincioși, trebuie să stăm. Sfântului ce o să-i cereți cel mai mult? Ce să-i cerem? Sănătate și boala asta să mai liniștească. Doamne, ajută să scăpăm de pandemie și de cel mare, ce urmează. L-am rugat să-mi aducă sănătate și tot ce vrea el. Brăilenii se vor putea închina la Sfintele Moaște până în această seară la ora 21. După, acestea vor fi duse înapoi în biserică. Sfântul Nicolae a coborât din icoană și să credeți că a făcut icoane vii. De la copii până la vârstnici am văzut icoană de răbdare, icoană de binefacere, icoană de om blând și bun, sănătate, ca să ne ajute Dumnezeu, de la Moș Nicolae la Moș Crăciun. Sfântul Nicolae este cunoscut ca ocrotitorul marinarilor, dar și ca protectorul orașului Brăila. Acesta este chemat în rugăciuni mai ales de copii, dar și de familiile greu încercate de boli și probleme. De 24 de ani, Prima TV crede în bine și în puterea oamenilor de a-l înfăptui. Astăzi vă prezentăm povestea zborului 78, o cursă aeriană pentru viață, posibilă datorită asociației Blondie. Fondatoarea ONG-ului Adelina Toncean este dependentă de a face bine și oricât de grea ar fi lupta, trăiește cu recunoștință fiecare miracol la care ia parte. De la începutul pandemiei organizează zboruri umanitare prin care copiii care nu își pot găsi salvarea în România sunt duși în spitale din străinătate. RO 5303 Roma este numărul unei altfel de curse aeriene. O cursă contra cronometru pentru viață. Întreg avionul a fost închiriat de Asociația Blondie, iar Adelina Toncean e femeia care face totul posibil. Al câtelea zbor Blondie este? 78, mergem la Pisa și Roma cu doi copii care au așteptat de mult zborul ăsta. Ambii copii sunt preluați pe aeroportul din Sibiu. Paul, un băiețel de 10 ani, este primul care urcă la bord. Merge la Roma pentru evaluare în vederea transplantului pulmonar. Respirăm, hai. Urmează Anais. S-a născut cu un sindrom rar, care i-a provocat inclusiv o malformație la inimă. Nu poate respira singură, dar o operație în Italia poate schimba totul. Bagă-te cu prima. Vali Dingă și asistenta Irina Miu sunt cei care au viața copilor în mâini în timpul zborului. Fetița e ventilată mecanic permanent. Paul s-a născut cu fibroză chistică, o boală care afectează plămânii. De când aștepți tu să mergi la tratament, să faci transplant? De mult timp. Dar uite că a venit vremea. Dorința mea e să mă fac bine și să mă joc fotbal și să fiu ca alți copii, fără oxigen. De când ai tu tubul ăsta de oxigen, tubulețul? De aproape 2 ani. Sunt dependentă, așa. Și... na. Asta e, n-ai ce să faci. Dacă așa m-am născut, așa m-am născut. Nu mă plâng. Ce vă doriți de Crăciun? Minuni. Și știu că sunt posibile pentru că am mai trecut prin gripe grele cu el și a fost tot așa anul trecut de Crăciun și chiar s-a înfăptuit o minune și Paul a supraviețuit. La o minune făptuită cu ajutorul oamenilor speră și mama lui Anais. Spitalul e singura casă pe care fetița a avut-o în cele aproape 2 luni de viață. Asta sper, să ajungă la frățiorul ei. Ce an are frățiorul? 3 ani și 10 luni. Mulțumesc, întreabă de ea, întreabă tot timpul când vine acasă. România s-ar fi putut face ceva? Cred că da, nu știu, la Târgu Mureș probabil se putea, dar cei de acolo ne-a respins-o, spus că nu au locuri și sunt prea mulți pe lista de așteptare. Datorită asociației Blondie, Anais și Paul ajung acolo unde pot fi salvați. Mulțumesc!
Asociația Blondii cum ați caracteriza-o? Sunt, nu știu, niște oameni care parcă nu sunt oameni de multe ori. Supra-oameni. Suntem la Roma! Și cum ai inima acum? Mai liniștită! Copiii își urmează acum calea spre salvare. Să-mi chiriezi câte un avion, așa, întreg și să creezi o nouă destinație de zbor, să-l pui acolo pe tabelă, presupune să se alinieze multe lucruri. Și după o zi grea, să trăiești din nou starea asta totală, așa, de privilegiu și de bine și... Cred că dă dependență, cred că devii dependent de binele ăsta. E o inițiativă minunată, fantastică și deosebit de importantă pentru tot ce înseamnă copii în România, viitorul acestei țări. Până acum, Asociația Blondie a investit mai mult de 1 milion de euro în zborurile pentru transfer medical. Adelina nu lasă pe nimeni în urmă. Visul ei este să aibă o ambulanță aeriană, gata oricând să decoleze. Sunt miracole să vedem oameni care nu credeau vreodată că există varianta de a-și ține copiii în viață și apoi să-i vedem coborând din avion pe drumul lor cel bun, este un miracol. Puteți fi parte din miracolele înfăptuite de Adelina și Blondie, pentru ca și alți copii să zboare spre șansa lor la viață. Cauza Blondie a impresionat și o casă de licitații, care, pe 8 decembrie, licitează generozitatea. Pentru a putea participa, trebuie să vă înscrieți pe site-ul celor de la Artmark. Suma de pornire este de 250 de euro. Răsplata? 10. Sute de vieți salvate. Bucurie uriașă pentru copiii marinarilor de la Constanța. Moș Nicolae le-a adus cel mai frumos cadou. Părinților plecați pe mări au ajuns astăzi acasă. Fregata Regina Maria și nava Amirala Gărzii de Coastă au intrat astăzi în portul Constanța, după ultima misiune de luptă în Marea Mediterană. Militarii au navigat 2000 de kilometri prin 4 mări, iar astăzi au ajuns la țărm. Pentru 240 de militari din forțele navale, ziua de azi a fost o sărbătoare, mult mai intensă decât e Sfântul Nicolae. Și-au revăzut casa, familia și țara după un lung voiaj la mii de kilometri departare. Nava de luptă s-a lipit de cheu la ora 10 dimineața și imediat echipajul a fost liber să plece acasă. Am doi copii și le-am promis că Moș Nicolae le va aduce pe tate acasă. Faptul că venim într-o zi de sărbătoare, această venire din misiune a fost... mai frumoasă decât celelalte și am trăit-o și de-abia aștept să ajungă acasă și să sărut copiii. Cel mai frumos cadou astăzi pentru toți copiii militarilor de la bordul fregatei Regina Maria, cu siguranță sunt părinții în ghetuțele militare, cu inima plină de dor și cu inima plină de mândrie. Când sunt pe mare în misiunile de luptă, nu prea au timp să se gândească la ce se întâmplă acasă. Însă, când trec de Bosfor și intră în Marea Neagră, emoțiile se intensifică cu fiecare milă parcursă către casă. Aveți emoții de fiecare dată când vă întoarceți din vârf? Sincer, până acum n-am avut, dar de data asta, nu știu, ceva... Fregata Regina Maria, deținută luna septembrie acestui an, comanda operației NATO Sea Guardian, desfășurată în Marea Mediterană, și-a executat misiuni de monitorizare a traficului maritim și de combatere a acțiunilor teroriste pe flancul sudic al Europei. În 6 săptămâni de misiune NATO, a parcurs peste 4500 de mile marine în aproximativ 500 de ore de marș. Suntem onorați și mândri de echipajul fregatei Regina Maria. Și nava Amirala Gărzii de Coastă a ajuns astăzi acasă. Ștefan cel Mare vine din misiunea Frontex, desfășurată în Mediterană pe coastele Italiei. Nava Ștefan cel Mare este identică cu cele folosite de armata SUA. A costat 27 de milioane de euro, poate merge în marș o săptămână fără oprire și se conduce cu ajutorul unui joystick, de parcă ar fi un joc la computer. Radarele performante disting orice barcă aflată la distanță de 10 de kilometri. Un accident neobișnuit a avut loc în sud-vestul Germaniei. Un șofer român de tir a intrat într-un avion de mici dimensiuni care aterizase de urgență pe autostradă. Aparent, motorul avionului a cedat în timpul zborului. Pilotul voia să ajungă în Saxonia Inferioară, un land din nord-vestul Germaniei. Pilotul, în vârstă de 72 de ani, a decis atunci să aterizeze de urgență când a văzut că motorul nu mai funcționează. Din păcate, șoferul camionului nu a mai avut suficient timp să frâneze și s-a ciocnit de partea din față a avionului. Atât pilotul, cât și șoferul au scăpat cu viață. Camionul și avionul, în schimb, au fost grav avariate. Autoritățile estimează pagube la aproximativ 60.000 de euro.
Anul 2022 va fi un an extrem de important pentru Franța. Alegerile prezidențiale vor începe în luna aprilie, dar tensiunile se resimt deja pe întreg teritoriul țării. În cadrul primului miting electoral, candidatul de extremă dreaptă, Eric Zemmour, a fost atacat de un bărbat din public chiar înainte de a urca pe scenă. Eric Zemmour nu s-a lăsat intimidat de incidentul de dinaintea discursului său, ba chiar a părut mai motivat ca niciodată. Asta și pentru că 10.000 de susținători au venit să-l asculte. Le racisme, le racisme, qu'est-ce que c'est? C'est s'imaginer que ceux qui sont différents de nous sont inférieurs parce qu'ils sont différents. Comment pourrais-je penser cela, moi, petit juif berbère venu de l'autre côté de la Méditerranée? Dacă voi câștiga aceste alegeri, nu va fi o altă rotație a puterii, ci o recucerire a celei mai mari țări din lume, a spus Zemmour. Cuvintele sale nu au fost însă pe placul tuturor, astfel că imediat după discursul acestuia s-au iscat ciocniri între susținătorii și opozanții acestuia. Zemmour se află în acest moment pe locul al doilea în cursa pentru scaunul președinției, chiar după Emmanuel Macron, care rămâne încă favorit. Prima persoană amendată la Roma pentru că nu avea certificat verde în mijloacele de transport în comun este un român. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost oprit de un echipaj de poliție chiar după ce acesta coborâse din autobuz. Le-a spus forțelor de ordine că nu are certificat verde, deoarece intenționează să se vaccineze în următoarele 3 zile. Polițiștii nu au fost impresionați de promisiunea bărbatului și l-au amendat cu 400 de euro. De astăzi, în Italia, a fost introdus Super Green Pass-ul. Documentul prevede că toți cei care circulă cu mijloacele de transport în comun trebuie să prezintă în mod obligatoriu certificatul verde. Spania, unde zilele acestea are loc campionatul mondial de handbal, nu și-a câștigat oricum statutul de țară organizatoare. A făcut investiții uriașe în infrastructura sportivă. Un reportaj realizat de corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrică. Giovanni Ionita are 12 ani și face fotbal de performanță de la 5 ani. Acum câțiva ani a fost remarcat de echipa FC Valencia și a primit o bursă pentru a juca la ei. Aici se bazează mult pe reprezentanți. La fiecare antrenament, la fiecare meci, sunt o grămadă de reprezentanți. Scot concluziile și îi duc la echipe precum Villarreal, Valencia. Giovanni a jucat până acum la 3 cluburi. Vrea să facă performanță, de aceea ambiția îl face să treacă peste programul extraordinar de greu. Cuando terminaba el colegio, pues dejaba la mochila y me iba a comer. Y me recogían a las 3 y pico para ir en el autobús a Valencia. Y desde las 3 y pico hasta las 9 de la noche no volví a casa. Entrenaba 4 veces a la semana. În Castellón, orașul unde locuiește Giovanni, sunt 12 cluburi de fotbal. Unul este cel oficial al echipei locale care joacă în divizia secundă. Celelalte oferă infrastructură particulară pentru cine plătește. La fel se întâmplă și în handbal, volei, tenis sau basket. Însă performanța nu se obține numai prin cluburi organizate și private. La fiecare cartier, la fiecare 2-3 blocuri există terenuri, în special de basket sau de volei, în care copiii din cartier pot să se joace oricând. Spania alocă la nivel național aproape 400 de milioane de euro pentru sport. Asta include competiții, salarii și dezvoltarea infrastructurii. Dar suma este de multe ori mai mare, pentru că se adaugă și banii primiți de la bugetele locale. Castellón are alocate în fiecare an 7 milioane de euro. Acești bani au făcut posibilă existența infrastructurii pentru desfășurarea campionatului mondial de handbal. Am aterizat așa la destul de târziu și ele erau pline, toate utilate cu nocturnă, ceea ce înseamnă că investiția nu este mică, dar au dat un interes foarte mare pentru acest timp, mai ales la nivel de copii și juniori. Iar aici am găsit, poate nu neapărat cele mai moderne săli de antrenament, dar sunt multe. În medie, fiecare elev din Spania face 4 ore săptămânal de sport la școală. Ei înțeleg și părinții lor și autoritățile că nevoia de sport aduce performanță. Porque está dirigida a romper, como bien ha dicho Ray, ese círculo vicioso que alimenta, por desgracia, uno de los principales problemas que tiene nuestro país, que es la pobreza infantil.
Se estimează că în fiecare an 3 milioane de copii din Spania sunt implicați într-o activitate sportivă alta decât orele de școală. La fel ca în România vremurilor nu de mult trecute, când copiii își doreau să fie ca Hagi, Năstase, Nadia, Stângă sau oricare alte nume mari din sportul românesc, în Spania copiii vor să fie ca Nadal, Muguruza sau Cristiano. O cabană misterioasă a fost descoperită pe lună de roverul chinez U2. În timpul celei de-a 36-a zile lunare a misiunii, U2 a depistat un obiect în formă de cub, potrivit unei publicații chineze care ține un jurnal de călătorie al roverului. U2 urmează să se apropie și mai mult de cabana misterioasă, care a stârnit curiozitatea oamenilor de știință în următoarele 2-3 zile lunare, care înseamnă 2-3 luni pe Pământ. Roverul, care este alimentat cu energie solară, a început misiunea numită Chang'e 4 de explorare a lunii încă din 2019. Erupția vulcanului Cumbre Vieja din Spania a cauzat daune materiale de aproape 1 miliard de euro până acum. Ce măsuri dispune statul spaniol, vă spun imediat după publicitate. Vă aștept! Erupția în curs a vulcanului Cumbre Vieja din Spania a produs daune materiale de aproape 1 miliard de euro, anunță autoritățile spaniole. Insula, care acum 11 săptămâni era un paradis, acum pare desprinsă din filmele post-apocaliptice. Guvernul a anunțat că aproximativ 2700 de case au fost până acum distruse, iar alte 126 de clădiri sunt în pericol. În total, peste 1100 de hectare de teren au fost acoperite de lavă. Sutele de oameni care trăiesc acum în adăposturi după ce casele lor au fost distruse și-au pierdut speranța de a reveni la o viață normală prea curând. De la sport mergem la meteo. Colega mea, Georgia Ninu, este alături de mine în studio și ne dă mai multe informații. Georgia, bună seara! Eu totuși aștept din soare. Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Să știi că toți colegii noștri asta m-au întrebat astăzi: când o să ningă în București? Și eu le-am răspuns: când va ninge, va ploua, pentru că în următoarele zile, în sudul și sud-estul țării, așteptăm ploi. Încă din această noapte, precipitațiile vor cuprinde dinspre sud-vestul țării toată țara. Vorbim de Lapoviță și Ninsoare, la munte, dar și în centrul, în nordul și nord-estul țării. La munte, pe alocuri, se va depune și strat consistent de zăpadă. La noi, în capitală, va ploua. Nu știu deocamdată să vă spun când va ninge, însă în următoarele zile clar nu se va întâmpla acest lucru. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 1 grad și 10 grade. Ceva mai bine rămâne în Dobrogea. Maximele ajung până pe la 13-14 grade. Miercuri, din nou, rămânem cu vreme închisă. Iar joi, chiar dacă se mai încălzește puțin, nu scăpăm de ploi, nici de precipitații mixte și nici de intensificare ale vântului. Și avem și un cod galben emis de meteorologi, despre care o să vă povestesc chiar acum, vă dau mai multe detalii. Așadar, meteorologii au emis cod galben de ninsori însemnate cantitativ și intensificare ale vântului, valabil de mâine dimineață, de la ora 6 și până poi mâine la ora 18. În sudul, estul Transilvaniei, nordul și centrul Moldovei, dar și la munte va ninge și pe alocuri se va depune strat consistent de zăpadă. Iar pe arii restrânse în Moldova și la munte, la peste 1700 de metri, vântul o să bată la rafală cu 45, chiar 55 de kilometri pe oră, viscolind zăpada. Mergem acum mai departe. Mâine vom avea o vreme închisă la deal și la munte. Local în centru, nord și nord-est va fi Lapoviță și Ninsoare, iar în regiunile sudice și sud-estice predomină ploile. În Transilvania și în Moldova, pe spații mici, se va forma polei, iar în zona montană și submontană, pe alocuri, se va depune strat consistent de zăpadă. Vântul, să știți că o să prindă putere în a doua parte a zilei la munte, în est, sud-est, dar și în extremitatea sud-vestică, și va bate la rafală cu 45-55 de kilometri pe oră. Pe creste și pe alocuri în Moldova va fi viscol. Maximele mâine se vor situa, iată, între minus 1 grad și 10 grade, mai ridicate ceva în Dobrogea spre 13, cel mult 14 grade. Mergem acum în capitală. Vremea va fi mohorâtă, va ploua și cantitățile de apă mâine vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Spre seară vântul o să fie activ, iar maxima, iată, va urca până la 8 grade. Miercuri rămânem cu atmosferă închisă, vor fi 6 grade și din nou este posibil să plouă slab, însă joi se mai încălzește puțin, iată, vom avea o temperatură maximă de 8 grade Celsius, însă spre dimineață ar putea să apară ceață și nori de nivel jos, iar seara nu este exclus să plouă slab. Mă opresc aici deocamdată, nu uitați, vă aștept cu mai multe informații după Focus Sport. Andreea.
Georgia, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. După Flash Monden, prima competiție de bucate tradiționale românești, Alege rețeta națională, te așteaptă cu savori nebănuite din zona Brașovului. Nu ratați nici Starea Nației cu Dragoș Pătraru, imediat după știrile nopții prezentate de Ioana Maria Moldovan. Să aveți o seară liniștită. Pe mâine! Acest program poate fi urmărit și pe prim-